ascultă poporul meu și te voi sfătui, Israele, de mai asculta niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închine înaintea Dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, deschide-ți gura larg și eu ți-o umplu. Dar poporul meu nu a ascultat de glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor și au urmat sfaturile lor. Oh, de m-ar asculta poporul meu, de a rumbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce-l urăsc pe Domnul ar linguși și fericirea lui Israel ar de mii în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Amin. Până aici, Dumnezeu. Haideți să ne reașezăm. Frați și surori, am citit un psalm unde David ne vorbește clar. Mă bucur să fiu din nou în Biserica Bethesda. Mă bucur să fiu la închinare din nou. Pe unii vă cunosc mai de aproape, pe alții mai de departe. Dar ne cunoaște Domnul pe toți. Slăviți să fie Domnul. Problema cu mulți dintre noi este pentru că nu ne vedem cum ne vede Dumnezeu. Cea mai mare piedică în viețile noastre este păcatul acoperit, păcatul nemărturisit. Și de aceea avem atâtea probleme. Pentru că altfel Solomon n-ar fi scris în Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu va merge în rai. Cine vrea să meargă în rai? Este o condiție. Haideți să ne uităm. Hosea, capitolul 10 cu 12, spune: semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurare. Desfleținiți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuirea. Ce spune Domnul aici? Deasupra tuturor lucrurilor, noi trebuie să-L căutăm pe Domnul. Înainte să cauți orice altceva, trebuie să-L cauți pe Domnul. Și unde-L cauți pe Domnul? În cuvânt. Ce zice Hosea? Ce semăn eu? Prin vorbire, prin trăire, prin atitudinea mea. Am semănat la metroul 13 zile. Am avut o inimă atât de largă că am vrut să tot București să rămânguiască. Frate și soră, Dumnezeu nu poate trece peste voința ta. Amin. Dacă nu semănăm cu El, risipim. E clar cuvântul. Ce zice Domnul? Există un singur obstacol care împiedică binecuvântarea Dumnezeu și oprește trezirea spirituală. Noi am fost treziți într-un mod voit. Adică cum? Am auzit Evanghelia, am venit la El, Dumnezeu te iubește, te-ai eliberat, ai dat o relație cu El, te iubești, ai simțit bucuria aia mântuirii, ai vrut să fii mai departe și niciodată nu o să fii bun de ajuns pentru El, dar El te învrednicește să fii bun de ajuns. Amin. Nu te mai condamna, nu te mai înjosi, pentru că nu o să fii niciodată bun de ajuns. Niciodată, dar Domnul dragostea Lui te face bun de ajuns să slujești pe El, chiar dacă slujești în slăbiciune. Dumnezeu îți primește. Dar Dumnezeu nu poate primi o jertfă fără ascultare. Dacă n-a ascultat de Dumnezeu, El nu poate primi jertfă. Pentru că jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o inimă zdrobită. Amin. Când ne apasă păcatul, vedeți, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă David n-ar fi căzut, nu s-ar fi scris aceste frumoase psalmuri. Dacă Dumnezeu nu îngăduia ca El să cadă, că El Dumnezeu îngăduie de multe ori să intrăm în aceste lucruri, chiar și ispitele peste noi, de îngăduie Dumnezeu, ca să ne apropie de tron, ca să te pună la rugăciune. Dacă ne merge prea bine, uităm de El, nu mai rugăm. David a fost înștiințat de multe ori și de dolor. Și vai de cel ce cade din înălțimea care El trăiește, dacă noi trăim în sfera lui Dumnezeu și îl iubim pe El, și ne apropiem de El, ne lipim de El și dacă cădem, căderea va fi grea și recuperarea va fi grea. Ce greu a fost recuperat David. David a fost un om care a cunoscut dragostea aceasta și era unicul și pentru singurii care aveau Duhul Sfânt în el. În Vechiul Testament Dumnezeu încă nu dădese Duhul Sfânt la oameni, dar unii aveau Duhul Sfânt, Izaia avea.
Ieremia, oameni prorocii și profeții din Vechiul Testament au avut Duhul Sfânt. Și David ne spune, Psalmul 51 este cel mai profund psalm care s-a scris. Dacă el n-ar fi căzut, nu ne-ar fi scris aceste lucruri frumoase. Fraților, tinerești au venit la noi la garsonieră, i-au zis, plângeau la telefon, i-am întrebat, sunteți zdrobiți, da, ce ați făcut? Ok, de multe ori eu n-am timp să stau cu oamenii de vorbă, pentru că nu vreau să ascult povești. Păi soacra e de vină, mama e de vină. Nu, asumă-ți responsabilitatea, frate și soră. Eu sunt vinovat, împotriva ta și împotriva ta am păcătuit. Sunt oameni în Biblie care au deviat de la adevăr. Cum a fost Saul și a spus, cinstește-mă fața oamenilor. Păi când David s-a dus în templu și a zis, Doamne, împotriva ta și numai împotriva ta. Ca noi să avem această inimă zdrobită, o inimă, trebuie să ne vedem cum ne vede Dumnezeu. Amin. Dacă nu ne vedem cum ne vede El, nu avem parte de rai. Dumnezeu acesta a venit în lume să caute și să mântuiască păcătoșii. A fost un mare păcătoș. Au venit la garsonieră. M-am băgat cu el și am mărturisit păcatele de 2 ore. M-am băgat și cu ea, pe aia m-am adus față în față. Și, frate și soră, vă spun că a ieșit duhuri necurate din el. În mărturisire noi dezbrăcăm puterea întunericului. Altă Dumnezeu nu ne-ar fi scris să ne mărturisim păcatele. Dumnezeu n-ar fi scris în 1 Ioan, capitolul 1, cu 8, cu 9. Dacă umblăm în lumină, precum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă nu umblăm în lumină, sângele nu curăță. Dacă eu umblu cum vreau eu și mă duc după poftele mele, pentru că Biblia spune clar, clar ne spune, oh, de m-ar asculta poporul meu în Psalmul 81. Vreau să vă arăt. Pentru ce am luat Psalmul acesta? Pentru că vreau să vă arăt ceva. Pentru că în Psalmul acesta, David ne spune ceva extraordinar, experiența vieții lui. De 3 ori spune Domnul, de m-ar asculta poporul meu, de m-ar asculta. Fiți atenți! De m-ar asculta. Fiți atenți ce spune de 3 ori. Oh, dar poporul meu nu m-a ascultat. De ce vine Domnul și spune de ce? Spune lucrul acesta. Pentru că de multe ori noi nu ascultăm de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dacă n-asculți de mine, că eu vin la tine, am venit în somn de noapte, am venit prin cântări, am venit prin predic și tu nu asculți de mine, atunci am să te las în pornirea voii tale. Și care e pornirea noastră? Frați și surori, haideți să vorbim. Dumnezeu acesta, de multe ori, nu vorbim de partea cealaltă. Noi cunoaștem numai o parte a Lui. E adevărat că e dragoste bună, are de bunătate, dar dacă noi cunoaștem frie, mânia, asprima, judecata, dragostea Lui n-are nicio folos, n-are nicio valoare pentru mine. Pentru că dacă eu cunosc numai o parte de-a Lui, înseamnă că eu merg la infinit cum vreau eu. O, mă iubește, mă iartă, mă iubește. Nu, Dumnezeu ăsta nu e un tatare bătrân, un moș, care vin și stau în poalele Lui și mă iartă la infinit. Dumnezeu acesta e sfânt. E drept. Amin. El va judeca poporul Lui. Noi suntem poporul. El ne va judeca după ce a scris. Psalmul 18 cu 20 spune, cu cel bun tu te arăți bun. Cu cel curat te arăți după curăția Lui. Cu cel neprihănit te arăți după nimeni. Și cu cel divin, este în engleză divin, este declan. Este și rău. Te vei comporta după? Biclenia Lui. Tu mântuiești poporul care se smerește. Amin. Dacă nu mă smeresc, eu mă smerește eu prin altceva. Și doar aia vă spun, ce zice? Oh, de m-ar asculta, fiți atenți. În ascultare noi primim binecuvântarea. În neascultare nu putem primi binecuvântarea. Păi Dumnezeu mai folosește și-o nu ia. Ce zice Domnul? Cea mai mare barieră care oprește binecuvântarea Lui Dumnezeu este păcatul. Ne-a acoperit, ne-a mărturisit. Eu mă asum pe mine. Biserica trebuie să-și ia responsabilitatea. Au venit tinerii, au fost eliberați, au plecat înapoi. Eu am vrut să plec în Europa, am vorbit cu niște frați în Belgia, Olanda, cu multă misiune în Olanda, foarte multă misiune. Și în Olanda,
Am făcut de olandești mai mult, am dat telefoane, am trimis mesaje. Dar vedeți, eu n-am plecat unde vreau eu să plec. Dumnezeu nu mă lasă să plec unde vreau. Dacă el nu merge, dacă el nu se duce și aranjează lucrurile, eu nu mă duc în lui. Eu fac planul, spune că planurile se fac în inima omului, dar pașii sunt conduși de Dumnezeu. Amin. Am dat telefoane, fraților vin acolo, mai zic, am trecut, trec până Austria, m-a sunat fratele care a fost eliberat. Și a zis, frate, n-ai vrea să vii la biserica noastră? Da, hai că vin, uite, eu și așa trec până Austria și merg înainte. Și așa a fost, m-am oprit și dimineața am fost la slujbă. Biserica era plină, am dat mărturie, așa seara mi-a zis pastor, n-ai vrea să stai și seara, stai și seara. Și seara a venit un cuvânt profetic prin gura mea și am zis, văd tinere de ceaia, care aveți nevoie de ridicare. Domnul mi-a zis, îmi pune în inima mea că aveți nevoie să intră în altă măruță. Vreau să rămân aici, dacă pastorul ia, mă fi pastorul meu, dacă mă îngăbe să rămân, mă ocup de voi. Așa a ieșit din gura mea cuvinte că n-am pus să le controlez eu. Ce s-a întâmplat? Eu am aflat că biserica aceasta a avut o descoperire cu 6 luni în urmă. A venit un proroc și a spus așa, voi aduce un om aici și voi prezi tot tinere. Voi lucra cu tot tinerele astea, tot tinere. Eu n-am știut de profeția și pastorul m-a chemat după predică și mi-a zis, cât timp ai nevoie? Ei știau, dar eu nu știam. Am zis, cât timp dă Domnul? Și a zis, uite, deschide biserica fiecare seară, vin aici. Lasă și sură, dar a făcut Dumnezeu plăcire acolo. Nu putem să facem nimica, El face totul. Dar știți cum face? Mai întâi mergem la mărturisire la măruță. Că noi o dăm pe diavol pe față și că mărturisim păcatele. Că te golești de tine, te golești de... Ce ai tu acolo probleme? Dacă e o neiertare în viața ta, nu poți să ierți o persoană, s-a închis cerul. Tatăl nostru, care ești în cer. Iată-ne nou, ca și noi să... Fraților, o singur păcat se închide cerul. Hristos a spus, de ce veniți la altar să vă rugați? Dacă are ceva împotriva, lasă starul jos, du-te în parte de părâșul și vorbă vinul și doar. De ce ne spune Domnul asta? Pentru că există o conflict în armonie. De neiertare, există conflicte de pismă, de ură, de cârtire, de nemulțumire. Asta îi răspund, că am fost 2 săptămâni, în a 4-a zi, când a venit pastorul biserică, era un foc în biserică și s-au venit din alte orașe. S-au auzit ce făcea Domnul, ieșeau din cămăruțe și erau, până la 11-12 noaptea, erau stăruiți în Duhul Sfânt, erau plini, vorbeau în limbi, cântau în limbi. Era o bucurie nespus de mare. Eu n-am făcut nimic, Domnul a făcut. Domnul a făcut toate lucrurile astea. Eram în cămăruțe, n-am avut timp să mă duc cu tinerii ca mine. Dar ei ieșeau din cămăruțe, ieșeau plini de bucurie, ieșeau voi și nu o să umplea cu Duhul Sfânt. Au intrat catolici acolo, a venit o femeie din Camerun, cu cruci pe gât și cu zânzoane și am băgat o cămăruță, practicase vudu și spiritism. Au ieșit duhurile din ea și a intrat în biserică și a început să vorbească în limbi, să cânte, o femeie catolică. Și vine pastorul, ce cu asta e catolică, lasă-o frate să vorbească în mine. Dar dacă Domnul i-a dat vorbirea, ne lasă-o. Era un musulman în biserică și tremurau de frică. Pentru că era un foc sfânt acolo. I-am băgat în cămăruță, eu nu știam cine era, nu știam că ești de altă biserică, era un musulman. Dumnezeu elibera. Și erau și priveau Duhul Sfânt. 2 săptămâni, n-am mai plecat nici pe Belgia, nici pe Olanda. N-am mai zis să rămân pe loc. Domnul a zis, rămâi pe loc, dar vine și din țară. Te trimite în Viena și am să fac ce ai făcut aici. Și am fost în Viena, am luat toată afacerea pe biserică la rând. Am mai stat 2 săptămâni. S-a înfuriat și cel rău. Mi-a luat mașina, mi-a ridicat-o, mai amenză, pe amenzi. Frații mei, vă spun, când se face trezire într-o biserică, cel rău nu stă degeaba. Duhurile care ieșeau din persoane, veneau peste casa mea. Iuliana a ridicat mâine sus și a lăbădat pe Domnul. Astea sunt lucruri reale, vă spun. Să muta scrinurile în casă, să auzea bubuituri în tavane. Sunt duhuri necurate la lucru, să știți. Să nu credem că suntem sfinți. Noi am luat cu noi o grămadă de duhuri, când am venit din lume. Trebuie să ne eliberează, Domnul, de asta. Să vrem, să dorim. Pentru că Biblia spune că cel mai mare păcat, de care este? Care este? Păcatul nemărturisit. Fraților, Iisus Hristos are o conversație cu religioșii lumii, cu ipocriții, cu fățarnici și spune, măi,
Ăștia nu se spală pe mâini. Păi spune-ne ceva, păi tradițiile noastre ne spune să ne spălăm pe mâini. Și Iisus spune, voi faceți multe lucruri care eu le cer. Nu ce intră în om, spurcă omul. Ce spune Iisus? Ce iese din om? Ce este în om? Păi nu-i nimic bun în mine. Până Hristos nu vine în mine, nu-i nimic bun în mine. Păi Iisus spune, din om iese ce este nebunia, curvia, trufia, mândria, erezia. Ce iese din el? Neiertarea, ura, ipocrizia, toate lucrurile astea sunt în om. Aia înseamnă că este ceva în mine care produce lucrurile astea. Ce este? Duhul necurat care iese din om. Duhul care trăiesc în oameni când nu ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie Duhurile peste oameni să-i smerească. Nu-i spre nenorocirea ta, soră. Nu-i spre nenorocirea ta, frate. Sunt Duhuri necurate care Dumnezeu ne îngăduie ca să ne smerească. Pentru că nu dăm drumul la păcat. Cum pot eu să-L slujesc pe Dumnezeu cu o inimă murdară? Pentru că spune, dacă n-am ascultat de El, cui slujesc? Dacă nu cunosc Biblia, cui mă închin eu? Dacă n-am revelația, dacă n-am Duhul Sfânt în mine, a cui sunt eu? Sunt al meu, al lumii, am Duhul lumii. Și de-aia vă spun, Dumnezeu lucrează. Lucrează. Isaia 59:1 spune, poate, spune ceva, nu mâna lui Dumnezeu este prea scurtă nici, urechea lui prea tare, dar păcatele noastre. Pune ce? În zi de despărțire. Îl împiedică pe el să te asculte. El se ascunde într-un om negru de noi. Că noi nu mai ascultăm de el. Degeaba mă rog. Degeaba mă duc să mă rog. Dacă eu nu mă împac cu fratele meu, să închis cerul. El nu mai ascultă. Sunt mulți care nu poate să-și calce pe mândria lor. Din biserica unde am plecat. Foarte mulți care nu poate să-și calce. Și am fost în cămăruțe cu ei. S-au făcut lucruri incredibile acolo. Frate și surori, ascultați. Vreau să vă arăt ceva. Hosea ne explică acest lucrare. Acestea sunt promisiunea lui Dumnezeu că noi îndeplinim ceea ce ne cere El. Este o condiție care este pusă de El. Dacă veți semăna potrivit cu o viață neprihănită, dacă veți trăi o viață curată, dacă veți asculta de mine, am să vă binecuvintez, am să deschid cerurile pentru voi, am să vă vindec, am să vă eliberez de toate duhurile, am să vă prosperitez, nu numai spiritual, pentru că și în casele voastre, pentru că de multe ori nu avem altare în casă, nu ne mai rugăm, stăm la programe, ce are la cu mine, deci n-am place, n-am vorbit, aia ăsta n-am vorbit. Frate și surori, asumă-ți responsabilitatea. Salmistul spunea, ce spunea Salmistul aici? Spunea ceva incredibil la sa. Spunea, sunt ca un dobitoc și fără minte înaintea ta. Dacă Asaf se condamna înaintea lui Dumnezeu, cu cât mai noi trebuie să ne condamnăm. Ascultați-mă, fiți atenți. V-am să vă arăt ceva. Raiul nu este dorit și așteptat până când păcatul este urât și disprețuit. Dacă noi nu ne vedem păcatele cum le vede Dumnezeu, noi nu avem parte de rai. Mai avem un timp atât de scurt. Mai avem un timp. Ne strigă prorocii să ne trezim. Strigă pastorii să ne trezim. Strigă cântările să ne trezim. Ce facem noi? Stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Care l-a costat pe Iisus Hristos viața. Ascultați-mă, le-am spus în Viena, la biserici, la multe biserici am fost, le-am spus așa, că se uitau urât la mine, erau duhuri în oameni care se uitau urât, care mă scârbeau, le spune, le scârbă de cei care vorbesc din toată inima, spune prorocul. Se uitau și le-am spus, unii din voi nu o să mergeți în rai, vă spun de acum, nu-mi pare rău să vă spun. Dacă aveți o problemă, aveți probleme cu Dumnezeu și Cuvântul Lui. Eu vă citesc din Biblie. Ca nimeni să nu aibă nicio scuză. Vă citesc din Biblie. Fiți atenți. Raiul nu este dorit și așteptat până când păcatul nu este urât și disprețuit. Ce înseamnă asta? Păi eu nu pot să merg în cer oricum. Dacă nu predau inima lui Dumnezeu să ne curățim la parte de rai, o să fac slujbe. Păi în timpul lui Isaia, ăștia veneau, în timpul lui Isaia veneau și aduceau jertfe necurmate lui Dumnezeu, sânge, jertfe. Domnul Dumnezeu, ne scârbă de jertfele voastre, amestecați cu păcat.
Învățați să faceți binele, spune Domnul. Veniți la mie să ne judecăm de ar fi păcatele voastre roșii, dacă nu mă fac albe ca să pară. Domnul promite ceva, că ne cheamă la El. Dar noi nu venim. Frate și soră, când sufletul vede și vede mizeria, el strigă împreună cu Pavel. Cine va scăpa de acest trup de? Cine ne-a scăpat? Mulțumim fie aduse lui Iisus Hristos. Mulțumim fie aduse lui de El. Nu suntem niciodată mai prețioși în ochiul Dumnezeu decât atunci când suntem niște reproși în ochii noștri. Pocăința sănătoasă începe cu iubirea lui Dumnezeu și se sfârșește cu ura pentru păcat. Frate, dacă vă spun, frate, pastorii, ascultați, dacă nu ne întristează cartea aceasta, nu avem parte de rai. Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 7, îmi pare bine că epistola care v-am scris-o va întrista. Pentru că această întristare va duce la Dumnezeu, că nimeni nu-i pare rău. Întristarea lumii va duce moarte. Este două cuvinte, una spre dar și una spre moarte. Am studiat cartea aceasta, am tristat cuvântul, mă tristam, plângeam, mă tristam. Și nu pot să trăiesc viața, n-am cum. Tu ce să mă sfințesc, că nu pot, că sunt un demon. Sunt un drac, un păcător. Și vine Domnul și îmi vorbește într-o capelă. Și vine Domnul în glasul meu și spune, nu faci tu, fac eu. Amen. Fac eu. Tu nu poți să faci. N-ai cum să faci. Dar dacă tu te vezi ca un păcător și ca un lepros, eu vin în ajutorul tău. Iisus spune în Marcu 9:9, care n-au nevoie de ce? Pocuință. Au dus o cămăruță și i-a spus, ai putea asta? Nu. Ai putea aia? Nu. Nu. Ai mințit? Nu. Hai, afară. Păi cum adică? Păi ce cu depresia asta? Te muncește un demon. N-au vrut să recunoască nimic. Sunt oamenii prihăniți. Sunt oameni naturali noastre care nu se văd păcătoși. N-au cum. Ce fac cu tine? Du-te afară. Rămâi în depresia ta. Frate și soră, spune Domnul clar. Las 99 de voi neprihăniți. Adică ce? Adică care n-au nevoie de mine. Care nu-s bolnavă. Toți suntem bolnavi, fraților. Păcatul ne-a gârbovit. Păcatul este o urăciune înaintea Dumnezeu. Păcatul este de a distrus pe toți. Dar Hristos a venit să ridice păcatul. Și l-a ridicat. Dă-i slavă lui Dumnezeu. Dă-i păcatele lui. Nu le mai ține tu. Că a crezit tu, vei plăti tu pentru ele. În momentul morții, când tu pleci din lumea aceasta, dacă păcatele nu sunt date lui complet, tu n-ai parte de el. Le plătești tu în veșnicie. Dacă le plătim noi, plata vă plătește? Moarte. Haideți să vorbim timpului, fraților. Am o ură sfântă potriva diavolului. Cunosc bine lucrarea asta. Că merg în cămăruțe și am auzit mărturii incredibile. Nici cei din lume nu fac ce fac ăștia din adunări. Spune Pavel, spre rușinea voastră vă spun. Dar Dumnezeu vrea să ne ierte, Dumnezeu vrea să ne ridice păcate. Le-a ridicat oricum. Toate păcatele au fost spuse pe El. Și n-a ascultat de El. Nu te așteptați să-i binecuvânteze Domnul. Sunt inimi legate aici, vă, inimi legate. Inimi legate. Dumnezeu vrea să te zlegeți. Amin. Frații și surori, adevărata ură față de păcat privește obiectul dezgustător. Ce păcat te ține pe tine legat? Ce te ține pe tine legat? De El Domnului. Numește păcatul pe nume și Domnul spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este? El, nu noi. Nu pastorul. Nu diaconul. E drept și? El nu-și pierde credința. Chiar dacă noi nu pierdem, El vine. Fiți atenți. Și vine așa și vine să te ierte și să te curățească. Știți ce-și curăția? Și lasă Duhurile necurate în noi. Duhul necurat. Am avut un caz în Austria. Fiți atenți. De la 4 ani de zile muncit. Pentru că era blestemat copilul acesta. Au fost chinuit și blestemat. 40 de ani a suferit. Când a fost eliberat și a ieșit afară, a spus, eu nu înțeleg lucrarea asta. Toată viața mea a fost pe biserică. Dar ce-i cu asta? Nu mai putea de bucurie. Lua oamenii în brațe și îi pupa. Frate și soră, Domnul vrea să te elibereze.
Este o eliberare extraordinară care Domnul o face. Eu am și unii avem și ne bucurăm de ea și mă bucur de voi care aveți nașterea din nou. Mă bucur de voi care aveți o relație cu Dumnezeu. Chiar mă bucur de voi. Slăviți să fie Domnul. Dar unii din voi nu aveți. De ce nu aveți? Pentru că n-ați înțeles cuvântul. Dacă am ascultat atâtea predici, ce-mi dă mie dreptul să ascult două predici când alții n-au ascultat? Eliabe n-a ascultat nicio predică. Vom fi judecați pe faptul că am ascultat și n-am împlinit. Și va fi mai rău pedeapsa dacă noi plecăm din lumea aceasta nemântuiți. Dați-mi voie să vă spun că nașterea din nou este cea mai controversată lucrare a Duhului Sfânt. Nu face noi nimica. El te naște din nou, El te curăță, dă-i voie, nu te mai lupta cu El. Duhul Sfânt, dacă se odihnește peste tine, tu vei avea pace. Noi nu avem pace pentru că... De ce? Pentru că ne luptăm împotriva Duhului Sfânt, vreau să trăim cu noi. Frate și soră, ascultați-mă, Psalmul 119, 140, spune David, urăsc orice cale a minciunii. Ipocriții vor detesta unele păcate care le strică reputația. Dar adevăratul convertit urește toate păcatele, chiar și cele care i-ar aduce avantaje. Pavel a urât legea păcatului care lucra înăuntru lui. Roman 7:15. Pavel nu a fost pe deplin liber de păcat, dar voința lui era total împotriva oricărei cinstiri a lui Dumnezeu. Îl iubim noi pe Domnul. Dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Sunteți foarte întristați. Dar este spre bine nostru de neatristat. Dar acum să vedem ce face Domnul în seara aceasta. Dacă ne întristează cuvântul, e un lucru bun. Vedeți, avem niște exemple biblice care oameni care au fost întristați și s-au pocăit înaintea oameni. Ahab s-a pocăit înainte oameni, dar nu s-a pocăit cu adevărat. Iuda s-a dus la un campan în templu și s-a împărsat sânge de vinovat. Irod spune că făcea multe lucruri și l-a ascultat cu plăcere pe Ion Botezătorul. Dar când Ion s-a atins de păcatul lui, păcat de incest, i-a luat capul. Ascultați-mă, Evanghelia este o confruntare cu păcatul. Iisus a vorbit mai mult de ea decât de rai. Aia nu înseamnă că mergem în iad. Nu, El nu dorește moartea pe păcătosul. El te iubește cu iubire veșnică, nu poți tu să faci nimic mai mult sau mai puțin ca El să nu te iubească. Dar dacă tu nu-ți dai păcatele Lui, El a spus, eu voi pleca și unde merg eu, voi nu puteți să mergeți. Dacă muriți în păcatele voastre, nu puteți să mergeți unde merg eu. Ăștia n-au înțeles, cum adică, la greci, la iubire să duce. El a venit în cer și dacă în cer, Cerul e absolut sfânt. Dar țin voie să vă spun că dacă noi nu-i dăm păcatele Lui, cu cine luăm noi parte în Rai? Există niște cetățeni al Raiului, există acolo o altă viață. Lângă cine poți să stai jos și ce conversații vei avea tu acolo? Dacă tu n-ai cunoscut profeții, dacă nu te-a sfințit Dumnezeu, ca să nu te acolo, dacă inima ta n-a fost curățată, cum poți tu să acolo să trăiești pe... Va fi un loc ostil pentru cel ce n-a fost născut din nou. Cetățenii celor nu te vor suporta, nici tu nu poți să-i suporți pe ei. Mințile noastre trebuie să fie schimbate, sufletul nostru să fie schimbat, modificat. Viețile noastre trebuie să fie modificate pentru a intra și a trăi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Frați și surori, e o lucrare supranaturală care Dumnezeu face. Eu vă spun ce scrie Biblia. O inimă sfântă urăște păcatul din pricina degradării pe care este însoțită. Păcatul putrezește sufletul. O persoană născută din nou urăște tot păcatul. Nu numai pentru blestemul pe care l-aduce asupra lui, ci și pentru faptul că este contagios. Câți oameni au ajuns în iad din cauza mea? Și m-am gândit și m-am rugat la Dumnezeu. Eu nu știam Biblia, nu știam nimic de Dumnezeu. Am avut o religie, am avut ce? Nimica. N-am avut nimic, eram un diavol. Lasă-i ascultați, am făcut mult rău, foarte mult rău. Și mi-am plâns păcatele, că nu mai aveam lacrimi în ochi. Dar acolo pușcăria aia a venit o trezire peste mine. Dumnezeu m-a trezit, mi-a vorbit. Azi voi da o inimă nouă, voi scoate inima de piatră din tine. Voi spune un duc nou, îți dau și Duhul meu sfânt ca să poți să ții poruncile mele. Nimic de la mine, El face, El dă.
Și El le face lucrarea aceasta prin ce? Prin Duhul Sfânt. Pentru că n-avem nimic. N-avem nimic în noi. Fiți atenți ce înseamnă pocăința. Și m-am uitat și am studiat-o. Mulți spun, e metoda, e adevărat, pocăința este asta. Fiți atenți. Ochiul trebuie să postească de la privire necurate. Urechea trebuie să postească de la ascultarea calomniilor de tot felul. Limba trebuie să postească de la înjurături și vorbiri murdare. Mâinile trebuie să postească de la mintea cu care se ocupă. Picioarele trebuie să postească de la urmarea drumului spre femei ușoare. Iar sufletul de la iubirea de rău pe care s-a făcut vinovat. Lați-l ascultați. Am studiat adânc cartea asta. Fiți atenți, toate păcatele sunt abandonate. După cum Ilie i-a omorât pe toți profeții, în 2:10-24, așa trebuie să omorâm noi toate păcatele. Dacă nu le omorâm noi, ne omoară El. Nu zic să nu ne bucurăm! Că atunci nu mai plângem păcatele, să ne plângem starea noastră de multe, să ne plângem copiii, să ne plângem România, să plângem pentru cei nemântuiți, te doare pe tine că biserica e îngolitată cu lumea. Dar o să băgăm să ieșim noi în lume. Am băgat lumea în biserică și ne conformează ei. I-a zis, diavolul, bine, bine, ai venit, intră. Deci sunt atâtea biserici care sunt liberale. Atâtea biserici care sunt moarte, de-abia mai plânge. Biserica nu e a noastră, e a Domnului. Biserica e a Lui și El vine în ajutorul bisericii. Amin. Să ridice Domnul Iesaia și Ieremia, să ridice Domnul. Dar când, fraților, când Dumnezeu ridică unul din mijlocul tău, îi spui inima ta plină de pismă, de mândrie, mă rog să te bucuri că l-a ridicat Domnul aici. Că nu ridică pastorul, ridică Domnul. Domnul ridică, poate să le ia pe un din scaun de acolo. Te întristează pe tine, vorbește împotriva lucrării lui Dumnezeu. Să te mâini. Și gândiți cu ușurință când cineva vine la tine, suntem, este mândrie inima noastră. Criticăm noi pe alții. Care sunt păcatele care sunt ascunse? Care sunt asta? Împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea asta. Îl furăm noi pe Dumnezeu timpul lui care ne-a dat, banii lui. Îl furăm noi dragostea lui, rugăciunea lui. Sunt multe păcate ascunse, care noi ne dăm seama că Pavel scria să se uite în inima lui. Ne pasă nouă și ne întristează faptul că o lume întreagă merge în iad în jurul nostru. 60 de milioane de oameni pleacă pe pământ în fiecare an. Poate vecinul tău să-mi neacă pe o sticlă de vin. Și ție ți-e rușine de Iisus Hristos să-i spui, te iubește, a murit și pentru tine. Că te duci să iei o pâine la bătărie și tu dai 2 lei pe o pâine. Tu dai 2 lei pe o pâine, te să-i spui femeie, tu mi-ai dat, mi-ai luat 2 lei, dar uite, îți dau un pliat, uite, eu îți dau pâinea vieții gratis. Te iubește Iisus, a murit pentru tine. Deschide gura, vorbiți cu oamenii în jurul vostru. Iubim noi pe cei pierduți, avem noi această compasiune în inimile noastre pentru ei. Este nouă rușine să mă duc pe Iisus. Iată piedicele care împiedică lucrarea Dumnezeu. Ieremia spunea clar, pentru că n-ascultați-vă, mi-a împiedicat mâna să vă binecuvinteze. Cu versetul ăsta încheiem aici. Vreau să vă arăt Ieremia, capitolul 5. Hai să mergem acolo și încheiem. Și vreau să ne și ne rugăm. Fraților, Ieremia. Vine Ieremia. Vine Domnul, 40 de ani Dumnezeu plânge prin ochii Lui. Capitolul 5:1, Dumnezeu spune, Ieremia, du-te în piețe, în ulițe, caută un om, un singur om, ca tine, ca să facă dreptate, să facă ce-i bine, că eu voi ierta că tot poporul Israel. Domnul spune, nu găsesc unul. În timpul nouă n-a găsit unul. Pare, facem și la fel. Fraților, dacă nu arși pentru Hristos, nu arși pentru alte lucruri. Dar voi să spun, pentru cine arși tu? Care-i focul în inima ta? Ce foc ai tu în inima ta? Ca oamenii mor lângă mine, am vederii și visuri și strig la Domnul, Doamne, pune-ne sufletul în ei să le mai topesc o dată. Mă trezesc noaptea la 3, mă pune Domnul pe genunchi și spune, deschide ei în Biblia. De la plângerul lui Ieremia și spune, iată, Alexandrule, am plâns prin lacrimile lui Ieremia și prin toți profeții. Dacă la ora asta de rugăciune umplu un pahar de lacrimi, vindec toată România. Unde sunt lacrimile? Unde-i dorul? Unde-i durerea? Ne doare pe noi?
Hai să ne ridicăm. Ne mulțumim, Domnul. Tată Sfânt din Cer, Doamne, îți mulțumim.